să fie Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem Sfintele Scripturi, în cartea Evanghelistului Luca, capitolul 18, de la versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurma și să nu se lasă. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru ca văduva aceasta mă tot năcăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Amin. Amin. Vă rugăm, preocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră seara aceasta. Probabil vom fi și în zilele care urmează la conferința pe care ați organizat-o în țara aceasta. Suntem la o seară de rugăciune și mi-am dat seama că în seara asta se vrea multă învățătură de cuvânt, multe cântări, a cântat foarte frumos, Domnul vă vine cu minteză, și multă rugăciune. Și probabil să nu stăm mult peste program. Acum încercăm să vedem cum le putem împăca pe toate. Mărturisirea care nu a vrut fratele să o facă, o fac eu acum. M-a sunat cu ceva vreme în urmă frate de un timp și v-a spus, facem o seară de rugăciune. Aș avea dorință să vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt. Te rog, frate dragă, a spus fără probleme. După ce am închis telefonul, am uitat și mi-am adus aminte acum în birou când mi-a spus, te-ai gândit. Nu m-am gândit, am uitat și acum mă rog Domnul să din aducere aminte, să-mi dea câteva cuvinte. Mai ales că eu ultima dată la dumneavoastră am vorbit despre darurile Duhului Sfânt, caracteristicile darurilor Duhului Sfânt, condițiile în care trebuie să le împlinească un om care are darurile Duhului Sfânt, am vorbit despre darul vorbirii în alte limbi și despre darul prorocie în ultimele două seri. Acum vorbim despre umplerea cu Duhul Sfânt, pentru că este o seară de rugăciune, mi-am propus întâi să am această învățătură care se numește de către Domnul stăruința în rugăciune. Sunt multe stăruințe, pentru că în momentul când noi vrem o reumplere cu Duhul Sfânt, una din metodele care le folosește Biserica este metoda rugăciunii. Noi știm că în rugăciune și în stăruința rugăciunii, Domnul revarsă acea plinătate a Duhului Sfânt. Când vorbim de stăruință, Scriptura arată mai multe stăruințe. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fapte 14:22. Îi îndemna să stăruiască în credință. 1 Timotei 3:15. Să stăruiască în sfințenie, în dragoste și în credință. Evrei, capitolul 13, versetul 1. Stăruiți în dragoste frățească. Deci sunt multe stăruiți. În seara asta m-am oprit doar un gând la următoarea rugăciunea care urmează să vorbesc despre stăruința în rugăciune. Oamenii au nevoie de modele. Așa suntem noi creați. Oamenii din lume au modele lumești și e rău când fetele pocăite și băieții pocăiți aleg modele lumești. Nu? Dar și în Sfânta Scriptură ni se dă voie să alegem modele. Efeseni 5:1. Urmați pilda lui Dumnezeu. 1 Corinteni 11:1. Pavel spune, călcați pe urmele mele întrucât eu calc pe al lui Hristos. Evrei 13:7. Ascultați, uitați-vă cu băgare de seamă la mai mari voștri care v-au propovăduit cuvântul și la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. În seara asta eu am luat un model, o persoană care să ne învețe lecția aceasta numită stăruință în rugăciune. Și modelul e așa cum spune 1 Corinteni 1:27. Dumnezeu a ales lucrurile slabe
ca să le facă de rușine pe cele tari. Gândiți-vă dumneavoastră că așezăm în fața noastră o femeie văduvă. Și văduva asta, în seara asta, noi o ridicăm nu la rang de învățătoare, profesoară, universitară și doctoratele toate le are în materia asta, e foarte bună. În stăruința rugăciunii ne dă o lecție pentru seara aceasta. Și acum ne uităm asupra pildei care o dă Domnul, am câteva gânduri și trecem la rugăciune, da? Și probabil voi avea alte intervenții la următoarele rugăciuni. Primul gând, când am citit în pilda aceasta, mi s-a părut că e o nedreptate, e chiar o ironie foarte, căci văduva cere dreptate la judecătorul nedrept. Deci într-o cetate era un judecător nedrept. Dacă el ar fi fost 10 judecători, nu era problemă, se ducea la un alt. Dar într-o cetate era un judecător nedrept și văduva e obligată să meargă să ceară dreptate la judecătorul nedrept. Așa face Dumnezeu. Frați și surori, asta e metoda lui Dumnezeu ca să ne învețe că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Învățăm lecția asta în seara asta. În problemele care le avem, în judecățile, în nedreptatea, în multe, multe lucruri care trebuie să ne rezolvăm, o metodă este rugăciunea. Dar trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Vrea cineva umplea cu Duhul Sfânt în seara aceasta? Vrea cineva ca Domnul să-i dăruiască darurile Duhului Sfânt? Pavel spune în 1 Corinteni 14 acolo, umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales îi prorociți. Umblarea asta, în seara asta o facem prin rugăciune. Dar ne rugăm necurmat și nu ne lăsăm. Doamne ajută în aceasta. E ca și cum văduva asta e trimisă să bată la o ușă încuiată. Cum poate un judecător nedrept să-i facă dreptate? Dar văduva n-are altă variantă. Mai am și varianta A și B și C. Dacă nu reușesc asta, încerc altceva. Văduva are o singură variantă. Du-te la judecătorul nedrept să-ți facă dreptate. Vă dau un exemplu din Scriptură. Moise merge la faraon și îi spune așa, faraon, lasă pe poporul meu să plece. Care conducător militar, care împărat, lasă ca robii să-i plece fără nicio răscumpărare? Era o forță puternică, era mână de lucru. Cărămiz, Ramses, Piton, cereale, piramide, da? Și toate le făceau evrei ăștia, pe de gratis. Și acum a venit Moise și spune, poporul ăsta trebuie să plece. Da. Moise bate la o ușă încuiată. Faraonul îi spune, pleacă de aici. Nu umblați după neluci, nu stărâniți poporul la lucru, mărește numărul de cărămiți, munci mai mari, taie paile și ei să facă treaba. Și Moise n-are altă ușă. Moise se duce odată la faraon, de două ori la faraon, de 10 ori la faraon. Și acum începe Dumnezeu. Începe cu prefacerea apei în sânge, cu păduci, cu întuneric, cu musca cânească, cu lăcuste, piatra și focul, ciuma vitilor, vărsatul nerii. Și Moise bate în aceeași ușă încuiată. Faraon stă pe jilțul lui și ușa lui faraon are 10 zăvoare. Și nu, 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 nu. Cei care cunosc Scriptura știu că a venit vremea când faraon într-o noapte s-a ridicat și a spus plecați. Acum momentul ăsta. Și egiptenii îi săleau pe evrei ca să plece, evreii i-au șefuit, că i-au împrumutat vasă de aur și argint și în noaptea 14-a, din ziua întâia, faraonul a spus plecați. Faraonul a deschis ușa și a spus duceți-vă. Asta înseamnă stăruință în rugăciune. Că văduva din seara asta, care e aici ca învățătoare, ne învață că noi trebuie, în problema care o avem, trebuie să ne rugăm necurmat și să nu... Să nu ne lăsăm. Așa scrie în Biblie, da? Învățăm lecția asta. Măcar expresia asta o învățăm să ne ajute Domnul. Eu am și alte exemple. Vreau să scurtez, spune de ce. Frate Cosicolarul, aici mai am câteva, o să încerc, văd că pe aici. Eram o adunare mare, numeric. Familii cu mulți copii.
care ne sufocam într-o casă mică. Curgea sudoarea, transpirația pe pereți. Copiii trebuia să-i lăsăm acasă. Pe lângă pereți, pe hol și pe afară, pe la ferestre, pocăință să dea în picioare. Fratele Ieremia, care a fost prezbiter înaintea mea, un proroc, om temător de Dumnezeu, a lăsat acasă 10 copii și a plecat în pușcărie pentru că o da niște boteze fără acord cu securitate. Se duce la primar, se spune domnul primar, dă nevoie să mărim casa de adunare. Și primarul era activist de partid și era secretarul de partid de comună și strigă, ieși afară. Și frate, spun frate Ion, mai du-te odată. Andreean e nepotul fratele Ion, da? Andrei, spune, mai du-te odată. Și îl aruncă cu călimara și cu cataloază după el. Și îi spune, dacă aș avea o pușcă, pe tot să bat în pușca, băi, voi, pocăință, așa, așa. Și fratele Ion spune, nu m-a trimit, nu mă duc. Îți om bătrân, îți arunce după mine, îți bate joc de mine. Și atunci frate, hotărât un lucru. Postim și ne rugăm să ne facă Dumnezeu dreptate. Nu rău lor, dreptate nouă. Au fost, am luat atunci jertfă necurmată, am postit un an și jumătate. Cu copii, cu familie, cu tot, un an și jumătate. După un an și jumătate, de la București, au venit un control la primărie, pe primar o dat afară, într-o dimineață din servici, și l-au pus încărcător pe mașina de la GPS, care s-a la moară. Asta a fost judecata lui Dumnezeu cu el. Iar în aceea săptămână, secretarul comunii a venit dimineața, a băut cafeaua, și când a intrat cineva în birou la el, l-a găsit mort cu capul pe masă. O pus de urgență un alt primar și un alt secretar, care și acum e secretar, e vecinul meu. Și fratele Ion s-a pus, a spus, tovarăș, am vrea să ne mărim și noi un pic casa de rugăciune, că suntem mulți. Și oamenii ce i-au spus, duceți-vă și măriți casa de adunare, cât vreți voi de mare. O intrat groaza Domnului, ei știam, n-am postit să moară ei. Noi am postit Dumnezeu să ne facă dreptate. Și a venit secretarul și a spus, ba de bun, eu nu ți-am răspuns să pui țărușul, făceți tu cât vreți de mare, eu vă chem de Dumnezeu. Și am făcut o adunare mare și o avem și acum. Am bătut la o ușă cu iată, dar nu ne-am lăsat. Ca să postești un an și jumătate pe familie, cu păstori, cu comitet, cu tineri, cu copii, nu a fost chiar ușor. Dar am bătut la o ușă încuiată și Dumnezeu ne-a rezolvat problema. Amin? Amin. Dar rugăciunea care se face în continuare, cât o să ne rugăm? O să ne rugăm și nu o să ne lăsăm, nu? Până Dumnezeu o să ne umple cu Duhul Sfânt. Amin? Amin. Doamne, fă lucrul acesta. Al doilea gând care l-am legat scurt. Văduva aceasta. Nu ceru foarte multe lucruri. Iar v-a spus, fă-mi dreptate. Fă-mi dreptate în ceastra cu părâșul meu. Eu acum mă întreb, dacă ar veni la dumneavoastră Domnul și spune, cere ceva ca să-ți împlinesc. Câte lucruri am cer? Am fi lacul, nu? Domnul, vreau și asta, și asta, și asta, și asta. Ei, dar hai să cerem concret de la Dumnezeu ceva. Iată capitolul 4. De unde vin lucrurile și certurile între voi? Nu vin din mădunarele voastre. Voi poftiți și nu aveți. Și nu aveți pentru că nu cere sau cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Asigurați-vă în seara aceasta că cererea voastră e după voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Atâta cer, Doamne, fă-mi dreptate. Ceea ce cer eu de la tine este după voia ta. Solomon are un vis. Vine Domnul noaptea în vis și spune Solomon, cere-mi un lucru și îți voi da. Și Solomon are o cerere extraordinară care a plăcut Domnul. Doamne, poporul tău e mare, dă-mi înțelepciune să pot să-l judic. Și Dumnezeu îi spune așa, pentru că n-ai cerut nici bogăție, nici viață lungă, nici moartea vrășmașilor, ci ai cerut înțelepciune, îți voi da. Și toate celelalte îți le voi da din belșug. Frații, în seara asta trebuie să ne asigurăm că cererea aceea cu care venim noi înaintea lui Dumnezeu, îi după voia lui Dumnezeu. Să nu cerem cu gând rău. Doamne, dă-ne înțelepciune, amin. Când vorbeam de rugăciunea Domnului Iisus din Ghețățman, Matei 26, spuneam acolo câteva lucruri. În primul rând, spune, vegheați și rugați-vă, versetul 41, parcă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul e plin de râmnă, dar trupul e neputincios. Domnul s-a rugat până a depășit neputința trupului. Eu de multe ori văd în adunările noastre numai neputința trupului, râmna Duhului nu mai văd.
că stăm la rugăciune, ne plictisim, ne uităm la ceas, prea lungi predicile. Păi frate, nu știi, carne neputincioasă. Carne neputincioasă, dar eu vreau și Duhul plin de râmnă. Veți avea seara asta un Duh plin de râmnă? Doamne, dă-ne Duhul ăsta plin de râmnă. Domnul s-a rugat până a trecut din barierele astea de neputință ale trupului, o căzut cu fața la pământ, o avut același program ca și ucenice, ba a fost mai încărcat programul lui, ucenicii au adormit de oboseală, dar Hristos a rămas tot rugându-se. Să ne dea Domnul râmnă aceasta. În al doilea rând spuneam atunci, Domnul s-a rugat până când a reușit să se așeze sub voia lui Dumnezeu. S-a uitat la paharul ăla cu păcate și spurcăciuni. A spus, David cu putință, îndepărtă paharul acesta de la mine că e prea amar. S-a înfiorat în trupul lui, a refuzat să bea paharul acesta. Dar s-a rugat, s-a rugat. Și la un moment dat spune, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Știți care e rostul rugăciunii? S-ar putea prin rugăciune să-L înduplecăm pe Dumnezeu să schimbe hotărârea. S-a mai întâmplat. De-aia ne rugăm noi, ca Dumnezeu să schimbe hotărârea. Dar s-ar putea Dumnezeu să nu schimbe hotărârea. Oricât ne-a rugat, oricât am postit, oricât de biserici s-ar uni, sunt lucruri în care Dumnezeu nu se schimbă. Și atunci știi care e folosul rugăciunii? Reușim noi prin rugăciune să acceptăm voia lui Dumnezeu și în momentul ăla ne știm. Doamne, nu cum vreau eu, ci facă-să cum vrei tu. Ăsta e rostul rugăciunii. Că eram într-o seară la o fetiță de câteva luni să ne rugăm. Era post, rugăciune, bunicul era păstor într-o adunare. Era primul copil într-o familie tânără și ne-a rugat. Și la noi deoparte pe bunic eram cu un frate proroc și îi spune mâna părinți, nu le spun. Dar tu ești păstor, ești bunicul. Pregătiți-vă de mormântare. Dumnezeu a spus, nu schimbă hotărârea orice ați face voi. Ei bine, în aceea săptămână fetiță a murit. Eram în Barcelona odată la o soră, ceva din neamul lui Opreș, nu mai știu cum o cheamă acum, de la satul mare era ea. Era bolnavă, avea două fetițe, o fată de 6 luni și o fată de 2 ani. O femeie frumoasă, curajoasă, ne rugăm pentru ea. S-a rugat adunări de mai multe, în bilete, în adunare. Și ne rugăm și ea ne spune că azi vine soțul, îmi aduce fetițele și plec acasă. Mi-a fost mai rău, dar acum e mai bine. Și noi am încurajat-o, când coboram scările, prorocul spune mie, femeia asta în 2 săptămâni îngropată. N-am putut să-i spun ei, am spus la alții, măi, așteptați-vă și la lucrul ăsta. Noi am vrea Domnul să o vindice, dar sunt hotărâri pe care Dumnezeu nu le schimbă. În 2 săptămâni, fata asta, femeia asta era îngropată deja. Dar care-i rostul rugăciunii? Ori Dumnezeu schimbă hotărârea, ori ne așezăm noi în voia lui Dumnezeu. Și când ne așezăm în voia lui Dumnezeu, ne liniștim. Și spunem, Doamne, facă-să cum vrei Tu. Amin? Amin. Amin. Domnul le-a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și... Măi, voi sunteți cu mine? Da? Hai să comunicăm, da? Ca să nu adormim. Deci trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Primul gând. Primul gând. Dreptate la judecător nedrept. Ne pune Domnul să batem la o ușă încuiată. Dar tot el a spus, celui ce bate, nu din prima, dar din a doua, din a zecea, ni se deschide. Să ne dea Domnul credința asta. Amin. În al doilea rând spunea, ne asigurăm că cererea noastră e în voia lui Dumnezeu. A treilea gând îl am din pilda aceasta, și ne uităm la ea din perspectiva timpului. Eu cred că accentul, greutatea pildei cade pe versetul 4, ne spune așa. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar la urmă și-a zis. Ascultă-mă bine. În rugăciunea ta, în boala ta, în problema ta, în lipsa ta, privind pe diagrama numită timp, există 2 sectoare de timp. Unul îi numit multă vreme. Și pe sectorul ăsta s-ar putea să fii și tu acum. Multă vreme. Cât e de lungă linia asta, uite atâta de lungă. Că nu sunt mai mare eu.
Atât e de lungă linia asta. Multă vreme. Dar pe același sector de timp, pe aceeași coordonată, mai există un segment scurt la capătul ei. Asta e izbăvirea. Și spune, multă vreme n-a vrut să-i facă. Dar la urmă. Mă rog, Domnul, pentru mulți din voi să fie urma seara asta. Amin? Amin. Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate. Dar la urmă, i-a făcut dreptate. Dumneavoastră credeți că lui Iosif i-a fost ușor, băiatul ăsta cu minte și neprihănit, prototipul lui Hristos, care a fost vândut de frață lui. L-a dezbrăcat odată de haină frață. A doua oară l-a dezbrăcat nevasta lui Potifar, prin poftele ei păcătoase. Omul ăsta a fost nevinovat și multă vreme a suferit. Multă vreme a fost nedreptățit. Multă vreme a stat în pușcărie. Și dacă se termina aici istoria lui Iosif în pușcărie, era cel mai nenorocit. Dar vine Scriptura și spune că într-o zi, Faraon l-a trimis după Iosif. L-a scos din pușcărie, l-a bărbărit, l-a aranjat, l-a șfrăiat, l-a îmbrăcat și l-a pus al doilea după el. Multă vreme Iosif a fost nedreptățit. Dar la urmă, Dumnezeu a făcut dreptate. Cred că asta vrea să ne spună nouă pilda. Și încă o dată, mă rog, pentru mulți din voi aș vrea să fie urma. Să se termine acea multă vreme de când plângi, de când te rogi, de când ești bolnav, de când ai neînțelegeri cu bărbatul, de când nu te ascultă copiii, de când n-ai loc de muncă. E de multă vreme. Dar la urmă, tu roagă-te neformat, nu te lăsa și vine acea urmă de care vorbește Scriptura. Să ne dea Domnul credința aceasta. Amin. Evrei, 400 de ani, 430 de ani o stat în Egipt, 30 de ani nu a fost rog. Erau prieteni cu Faraon, cu trăia Iosif. 400 de ani rog. Nu-i o zi, nu-i o săptămână, nu-s două, nu-s 10 ani. În 400 de ani. Multă vreme a fost rog. Dar spuneam de noaptea în care Dumnezeu i-a eliberat. La urmă, evreii au ieșit din robie. Să fie urma pentru noi. Amin. Privind din perspectiva lui Dumnezeu, la care o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi, noi ne încurcăm. În anul 1981, cred că, am făcut un grup de vreo 7 frați și am plecat în sălaj la Valea Groșelor. Eram un frate Iona și acolo un om cu dar de vindecare, pe care mai înainte l-am chemat la noi acasă și mama, care era foarte bolnavă, surorile mele făceau, vopseau, ne pregăteam de privechi, la rugăciunea acestui om, Dumnezeu a vindecat și a trăit încă mulți ani după aceea. Am fost curios să ajung în adunare la acolo. Am trecut de la Dej, am fost până la Căpân, am trecut Somie și cu barcul. Am în tren, eram un tren plin de pocăiți dimineața. Am ajuns la ora 8 la adunare, așa era trenul. Când am ajuns, noi frații scoteau băncile afară. Adunarea a început să dimineață la ora 6 și acum era așa de plin că scotea băncile afară. Dar în compartimentul în care am fost eu, noi 7, am întâlnit un bătrân. Venea din altă gară, era în tren atunci. Mi-am dat seama că suntem bocăiți, am stat de vorbă și el spune, măi, frate, noi eram mai tineri atunci, am 81, în urmă cu 40 de ani, da? 30 ceva. Și spune, fraților, eu am avut de la Domnul prorocie și mi-a spus, pregătește-te, că pentru o clipă te voi pune bolnav în pat. Și frații mei, am 12 ani de când stau paralizat în pat. Și pentru mine asta a spus clipa lui Dumnezeu, era 12 ani. Și spunea el, uite, în dimineața asta, m-am trezit, am văzut că pot mișca, i-a spus la nevasta în cămeșele că vreau să mă duc la Iona la adunare. Și în dimineața aceea, el fusese vindecat și mergea la adunare. Era un frate cunoscut, eu nu știu numele. Știu doar că el cânta la vioară, că o cânta vreo două, trei cântări la vioară, în duminica aceea. Dar când noi am venit împreună cu el, adunarea arhi plină, nu era un loc, pe el l-a chemat în față și organizatorii au crezut că noi suntem cu el. Și ne-a băgat și pe noi până la un gol. Și am avut noroc cu omul ăsta, așa. Ei, nu l-am mai văzut în viața mea de atunci. Dar m-am gândit la prorocia aceea. Pentru o clipă am stipur bolnav. Și omul ăsta avea de 12 ani de când stătea bolnav în pat. Asta e clipa lui Dumnezeu. Știți, multă vreme ne uităm din perspectiva noastră. La Dumnezeu se pare să nu fie așa. Dar multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate și la urmă și-o zis.
Există o robie a păcatului, fraților. Din Matei, din capitolul 8. Există o robie a păcatului. Când Duhul necurat îi spunea, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, versetul 29, da? Sau 28 de acolo. De ce ai venit? Că este o vreme. Pe stradă la mine, cu trei case mai la vale de mine, am o sângele aici și știu lucrul ăsta, o mătușă de-a mea, după ce s-o căsătorit, la 20 și ceva de ani, s-o pocăit. Un cheșul nu s-o mai pocăit. Râm, bețâm, copiii lui sunt aici în Viena și în Wiener Neustadt, da? Eu știu ce vorbesc. Trece la vale, scandalagiu, să oprem capătul uliții, tot în viața lui și spunea, bă, ieșiți afară să ne bătem. La început, când eram mic și el puternic, mă temeam de el. Acum el avea aproape de 80 de ani și eram eu mai tare. Și mă gândeam, dacă ies în drum, te bat. Dar cum să ies eu pe zor în drum să mă bat cu ăsta? Tot în viața gălăgii, băteam burți, hai să ne bătem. Și sora Viorica s-a rugat pentru bărbatul ei 60 de ani. E multă vreme sau e puțină vreme? E multă vreme. Anul trecut l-am botezat pe bărbatul. Acum vine cu Biblia la mână, e un cheșul meu. Trece pe la mine la poartă, cu sora Viorica de mână, el are 81, cred că are 79 și merg amândoi la adunare. Oameni buni, să te rogi pentru bărbatul tău 60 de ani, e multă vreme. Dar la urmă, îmbrăcat în alb, în fața adunării și-o cerut iertare de la toți, o intrat în apa botezului și acum merge la adunare. Ei, cam așa e pilda asta. Multă vreme nu vreau să-i facă dreptate. Nu vreau. Dar la urmă i-a făcut dreptate. Asta învățăm noi că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Și avem multe exemple. Domnul ne-a descătătoarea din Betesda. Și fiindcă știa că este bolnav de multe vreme, spune Domnul acolo, întreba, vrei să te faci sănătos? Că bolnav multe vreme înseamnă și 20. Eu eram gata să nu vin, de o săptămână am un copil stălat în pat cu febră, sirocul nu-i ajută, pastirii nu-i ajută, nu merge la școală, are 10 ani, plânge în continuu, nu dormi soția atât de nopțile, și o spun, măi, dar ce faci? Tu pleci, eu ce fac? Voi ne rugăm Domnul. Omita seara, doi frați amini, ne-a rugat Domnul și azi am vorbit cu nevastă, e bucuros, o sculap, se joacă, mănâncă. Dar nu o săptămână din boală, e multă vreme, așa? Poate între voi sunteți bolnavi din mai multe vreme. Dar gândiți-vă că la urmă vi se face dreptate. Amin? Ne plecăm cu gândul ăsta pe genunchi? Multă vreme. Dar noi trebuie să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Mai am un exemplu și nu vreau să profitați de el niciodată. Eclesiastul cât? 11? Hai să-l citim ca să nu greșim. 11 cu 1, parcă. Spunea cuvântul Domnului, așa. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi. Să nu vină vremea asta să găsești pâinea. Să fie vremea numai să aruncați pâinea. Și să n-aveți nevoie să o găsesc. Eu sunt venit în Austria cu un frate, cu un prieten de-al meu, care spunea că îl cunoaște fratele Leontin din tinerețe, când cu doi frați de-al lui și o soră cântau tare frumos la acordeon. El e mai tânăr ca mine. Omul ăsta e patron, are bani, ajută foarte mult, foarte mult, foarte mult, la el găzduiesc tot, tot, mănâncă tot. E un om cu o inimă mare. Rar întâlnește oameni ca el. Dar are și de unde. Și el îmi spune, dragos, eu am ajutat fără să gândesc. Unde a fost nevoie și unde nu a fost nevoie, am dat. Dar din cei 12 copii care mi-a dat Domnul, cea mai cuminte fată și mai frumoasă s-au îmbolnăvit. Cancer la sânge, leucemie. Am început să-mi ia la Suceava, Târgu Mureș, București, străinătate. Sunt într-un club de cântăreți. Eu tot știu că el are bani. Și am ajuns să nu mai am niciun lemn. Nu aveam bani de pâine. Și odată eram într-un grup de cântărețe, vine un băiat de la mine și spune, frate, eu știu că tu ai bani, dar Duhul Domnului, toată noaptea mi-a spus să-ți dau banii ăștia. Eu pot să-mi dai, nu mă bați, de luna peste cap, fă-mi ce vrei. Domnul mi-a spus să-ți dau banii ăștia, eu știu că tu ai bani. Și spune, dragul, și-am luat banii, m-am dus mai încolo și am plâns. N-avem niciun bani, n-avem bani de pâine.
Toată viața am dat bani, am dat bani. Dar acum eram așa de sărac, că nu mai aveam nimic. Și spune acum Dumnezeu început să-mi dea înapoi. Îmi spune, dragă, știi câți bani m-a dat mie, frață? Mi-e rușine să spun cât am dat eu față de cât am primit. Toată cheltuiala cu fata, operată în Irlanda, prin Londra, purtată, adunări din diaspora s-au unit peste 5 miliarde de lei, i-o dat frață. Până și preotul din sac, că i-am făcut eu dat un bine, o făcut o strângere la biserică și a spus, mă, tu ai nevoie și bani, că am auzit că ai o fetiță bolnavă. Și spune, am înțeles. Fetița, oricum a fost chemată la Domnul, n-a schimbat Dumnezeu hotărârea, că așa a fost prorocia, fetița o pleca la Domnul, e răsfără de casă, o ia dinitat, dar acum știe ce înseamnă, împarte pâinea pe ape, împarte un șepte și chiar un op, că nu știi ce vremuri vor veni și s-ar putea după multe vreme să te întâlnești. Nu vă fac urarea asta. Doresc ca să vă ajungă pâinea toată viața. Amen. Și doresc ca Domnul să vă dea belșug toată viața. Amin? Amen. Dar nu se știe, că așa spune Eclesiastul, că nu se știe, Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin? Amin. Noi trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Să uită Eli la Ana și Biblia spune și pentru că se ruga din multă vreme. O judecat-o greșit, dar Ana sta și se ruga multă vreme. Eu voi încheia predica, îndemnul meu de rugăciune. Vrem umplere cu Duhul Sfânt, aleluia. Vrem să se termine pe diagrama timpului acel segment numită multă vreme și să vină cu cățâca aia binecuvântată, dar la urmă. Vreți pentru mulți din voi să fie urma durerii, urma suferinței, urma boalii? Rugați-vă neîncetat și nu vă opriți. Doamne ajută-mă! Ați auzit ce zice judecătorul de drept? Măi, mă bate la cap! Să-mi ierte Domnul, nu-i blasfemie. Hai să-l batem la cap pe Domnul în țara asta. Vreți? Hai să-l batem la cap pe Domnul până ne face dreptate. Amin? Amin. Și nu va face El dreptate aleșilor să ia pe încă o condiție. Suntem aleși? Hai să punem poza unui ales. Eu am o fotografie în Scriptură și punem aici poza pe perete și noi ne uităm dacă semănăm cu aleșii ăștia. Uite, scrie în cartea Coloseni 3:12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Dacă se poate, e bun. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, la ăștia le face Dumnezeu de tate. Suntem așa? Sfinți și prea iubiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Vedeți tablou frumos? Oare eu seamăn cu alesul ăsta? Dar voi semănați cu alesul ăsta, dici? La ăștia le face Dumnezeu de dreptate. Nu va face El dreptate aleșilor săi. Și apoi spune mai Biblia mai departe. Îngăduiți-vă unii pe alții, dar mai presus de toate îmbrăcați-vă cu dragostea, pacea lui Hristos să locuiască în voi, cuvântul lui Hristos să locuiască în voi. Așa arată un om ales. Care-s preocupările alesului? Alesul lui Dumnezeu strigă, mai striga și noaptea? Cât strigăm ziua? Eu spuneam la frate când eram odată la o noapte de veche, cu ani de zile în urmă, fratele Mitică Fedor, o știți că a recită. Era într-un grup, într-un poloiem de elită, cu doi la cătan, Teofil Băbuță, cu o ală zăroare, cu mulți. Și merge la bătrânul Bunudenchiu, la Ițican, și spune, frate Mihai, hai să facem o noapte de veche. Dar așa, pe rândul, să facem o noapte de veche, eu aduc frate, eu aduc așa, hai să facem o noapte, vrei să facem o noapte de veche? Și bătrânul dă de mâine, spune, de-aș vedea voi ziua. Din cât de multe ori am întâlnit asta și dreptatea are. Facem nopți de veche, dar nu vedem ziua. Ziua suntem nipocăiți și noaptea nipocăim. Dar vine Biblia să spune așa, aleșilor stări care strigă ziua și noaptea. Cât v-ați rugat astăzi? Ca să vină urma, ca să vi se împlinească dorința, ca să vă umpleți cu Duhul Sfânt, că de asta vorbim acum. Cât v-ați rugat astăzi și cât ne-o ruga în noaptea asta? Aleșilor săi care strigă ziua și noaptea și mai spune prorocul,
Omul ales la suflet face planuri alese și stăruiește în planurile lui alese. Măcar că zăbovește. Taina zăbovirii nu o cunosc. Prietenul nostru, Lazar, e bolnav. Să merge, spune Toma. Și Domnul mai zăbovește 4 zile. Taina zăbovirii. De ce trebuie să mai stai bolnavă și nu te vindecă în seara asta? De ce ai probleme cu bărbatul în casă de câțiva ani de zile și nu se rezolvă treaba? De ce copiii sunt neascultători și se droghează? De ce? Și tu te rogi. Și taina zăbovirii, nu o înțeleg. De ce bolnavă cele răscăldătoare o trebuie să stea ani de zile? De ce Ioan nouă se naște unul orb și o trebuie să treacă ani de zile să rămână în orbirea lui? Nu știu. În Evrei, în Petru, a doua epistolă, capitolul 3, versetul 9, parcă. Domnul nu întârzi în împlinirea făgăduinței lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, ca niciunul din voi să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ar fi o explicație. Nu înțeleg taina zăbovirii, dar știu că măcar că zăbovește, la urmă le va face dreptate. Vreau să facem o rugăciune. Aleluia. Și dacă nu știu, dacă-i permis să ne plecăm pe genunchi, ne plăte rugăciunea pe genunchi. Gândiți-vă la ce v-am spus eu. Am adus o vârfă. N-am adus o prințesă. N-am adus pe împărăteasa din țeva. Am adus o vădubă, dar e profesoară. La lecția asta, ea are doctorat. Ea ne învață că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Când vorbeam de rugăciunea Domnului din Iisus Mare, 1. A depășit neputința trupului. 2. S-a așezat sub voia lui Dumnezeu. Și 3. A fost confirmată rugăciunea lui ca primită. A venit un înger și l-a întărit. A dorit să ne plecăm pe genunchi. Să ne rugăm multă vreme și să nu ne lăsăm și să simțim că plinătatea Duhului Sfânt vine peste noi. Hai să ne rugăm! 11:11 spune să înduim să fiți fără prege. Fiți plini de râmnă cu Duhul. Slujiți Domnul. Am observat că voi slujiți în seara asta cu multă râmnă. Rugăciunea a fost rugăciune, cântarea a fost cântare și negativul a fost negativ. Cred că mai retor la cealaltă cântare. Și iertați-mă. Și spre voi vreau să spun un lucru. Vreți că ești în voce atâtea de frumoasă, mai frumoasă decât negativul. Vă ajută negativul, dă frumusețe cântare, dar vocele voastre să se audă. Și cred că a fost bine cu voi. Cu cealaltă cântare, mai înainte am ceva, nu cu voi, cu el, cu cineva. Hai să vă spun o întâmplare. Am fost în Londra. Eu sunt păstor, îmi plac cântările și mai ales cântările în cor. Dacă este o slujire care îmi place la adunare, e cântarea în cor. De la 14 ani am cântat în cor, până în ziua în care nu tal de jos și mă uată vară. Și acum e când merg în adunări, îmi place să ascult cântări. Am fost în Londra, un cor grozat. Și au cântat o cântare, atâta mi-a plăcut de mult. M-am dus la dirijor cu capul în jos, am spus, frate, lucrăm la aceeași firmă. E rog frumos, dă și mie partitura la cântare, asta să învățăm și noi. Ei aveau un caiet așa gros, cu 200 și ceva de cântări, un caiet digital. S-a uitat la mine, spune, frate, pentru tine, uite, fac asta. Rupi foaie din caiet și mi-o dă mie. Eu m-am bucurat că o duc acasă. După amiază, o cântat o cântare mai frumoasă care mi-a zis. M-am dus la el, cu frate, dirijor. Hai să faci un schimb de partituri între noi. Uite, îți dau eu o cântare, dă-mi piasa a doua. Și el s-a uitat la mine și mi-a dat un caiet. Ia mă caietul și nu mai năcășim. Poate aude din jurul. Frații mei, hai să ne ridicăm în picioare, mai citim un verset. Eu am găsit bine că vom simplifica totuși întâlnirea din seara asta, mâine conferință, e o deplasare, familie. Un singur verset din 1 Timotei, capitolul 4, și anume versetul 16. Spune Apostolul Pavel așa. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. Când vorbim, frații mei, din Sfânta Scriptură, întotdeauna un credincios
în visorul lui are două obiective majore. Prima, mântuirea personală. Eu sunt un pic egoist, dar și Pavel o spune așa. Deci Petru spune, veți dobândi ca sfârșit al alergării voastre mântuirea sufletului. Eu umblu, slujesc, spocăit de 56 de ani, mă străduiesc cu urcușuri, cu coborâșuri, cu fapte de vitejie și cu căderi care nu se cuveneau, dar eu doresc să mă mântuiesc pe mine. Vreți și voi asta? Amin. Doamne ajută-ne! Deci primul obiectiv care îl avem noi în vizor e mântuirea personală. Dar vine Pavel și ne mai spune un lucru. Că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Deci, prin noi, trebuie să se mântuiască alții, frate. O cântare veche spune așa, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, suflete, nu poți aduce niciun singur snop măcar. Deci, întotdeauna eu m-am gândit așa, de când predic eu, de când umblu la școală, de când îți fiu pocăit, poate s-o pocăi pe unul prin mine. Și când am primit o mărturie, frate, de la predica aceea sau de la lucru, un coleg de-al meu, te-am urmărit și vreau să mă pocăiesc, atâta de mult m-am bucurat. Ia faceți voi un bilanț, prin voi, prin tine, cât s-o pocăi. Acum vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt, că asta se vrea. Iertați-mă, eu vorbesc din amintiri în seara asta, merge, nu iertare, da? Că am uitat. Când vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt, e botezul cu Duhul Sfânt, un act unic în viața noastră și irepetabil, odată suntem botezați cu Duhul Sfânt, dar putem de mai multe ori să ne reumplem cu Duhul Sfânt. Când vorbim de botezul și reumplerea cu Duhul Sfânt, vorbim de beneficiile care decurg din această umplere. Și atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, vom avea roada Duhului, vom avea darurile Duhului, și mai există un beneficiu pe care l-am numit eu călăuzirea Duhului Sfânt. Deci un om care e plin de Duhul Sfânt va fi în tot timpul călăuzit de Duhul Sfânt. Călăuzirea Duhului Sfânt e cea care ne ajută mântuirea personală. Eu trebuie să mă mântuiesc pe mine. Darurile Duhului Sfânt mă ajută în mântuirea altora. Eu în seara asta probabil voi vorbi scurt despre călăuzirea Duhului Sfânt în mântuirea noastră personală. Am fost cândva la o conferință în altă țară, mi s-a dat subiectul acesta, am fost împreună cu fratele Virgil Neagu și când am vorbit de călăuzirea Duhului Sfânt, am avut o predică și eu și el, călăuzirea Duhului Sfânt la nivel personal. Apoi eu am avut călăuzirea Duhului Sfânt în viața de familie, iar el a avut călăuzirea Duhului Sfânt în viața bisericească. De aceea mi-am propus că atunci când vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt, un beneficiu al umplerii este că noi suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Și dă Doamne să fie așa, amin? Acel Duh Sfânt care ne ajută să ne ducem sfințirea noastră până la capăt. Când vorbim de călăuzire, noi avem două posibilități. Fie să umblăm călăuziți de firea pământească, fie să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spunea în Romani 8:14 că toți care sunt fiii lui Dumnezeu umblă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Iar în 2 Corinteni capitolul 10, versetul 3, Pavel spunea așa, măcar că trăim în firea pământească, noi nu umblăm călăuziți de firea pământească. De ce eu mă surprind pe mine câteodată umblând călăuziți de fire? Pavel spune în Efeseni 4:31, da? Orice mânie, orice iuțime, orice strigare, orice răutate, să piară. De ce eu câteodată mă văd mânios? Nu v-a surprins așa mânios? Sau cu răutate în voi? Sau cu o strigare? Mai sunt strigări pe acasă? Când există strigările astea din fire, ești călăuzit de Duhul sau de fire? Ei bine, deci noi avem posibilitatea să umblăm călăuziți de fire și Pavel când scria în 2 Corinteni 10:3, el era pocăit?
era plin de Duhul Sfânt și spunea așa, măcar că trăim în firea pământească, știți de ce ne mai găsim călăuziți de fire? Pentru că noi trăim în firea pământească. Firea pământească în Scriptură are un asterisc și pun jos, carnea, aici și pretutinde. Noi trăim în carnea asta. Și de carnea asta nu scăpăm decât la cimitir. Atunci scăpăm. Noi trăim în trupul nostru cu nevoile lui, cu pretențele lui, cu multe. Noi trăim în fire și pentru că trăim în fire, ni mai ușor să umblăm călăuziți de fire. Dar Pavel spunea, măcar că trăim în fire, noi nu umblăm călăuziți de fire. Ce? Dacă noi trăim în fire, Biblia vine și spune că pentru cei care sunt al Hristos, care și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Cum adică ne-a răstignit firea pământească? Ne-a răstignit carnea aceasta? Nici de cum. Noi trăim în fire, Romanul 8 spune, și firea așteaptă cu o dorință înfocată arătarea lui zilei lui Dumnezeu. E vorba doar de centru de comandă. Cine ne comandă pe noi? Că noi în fire trăim în carne. Eu am învățat la școală că românii au pus mâna pe armă și au luptat împotriva rușilor. Până la 23 august 1944. În noaptea de 23 august 1944, românii au întors armele împotriva nemților și s-au aliat cu rușii. Eu spun, știți cine au fost vinovați? Bocanci. Că bocancii ăștia care mergeau spre Moscova, s-au oprit și au luat-o spre Berlin. Bocanci erau vinovați? Nu. Știți cine era vinovat? Comandamentul. Centrul de comandă. În noi există un centru de comandă. Aici trebuie răstignit firea împreună cu patimile și cu pofte. Nu trupul acesta de carne care îl avem de la Dumnezeu, da. Pentru că noi trăim în firea pământească, e un răspuns. Ni mai ușor ne îndemână să umblăm în firea pământească. Și mai este al doilea răspuns. Galateni 5:16. Zic, dar umblați pirmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci poftele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt curvia, prea curvia, necurăția, patima, lăcomia, vrăjbi, chetul, zavistii, mânii, chetul de partid din buifări, vieții și altele ca acestea. Firea pământească e ca o monedă cu două fețe. Ca o monedă, ca un ban care are două fețe. O față e bună, morală, socială, miloasă, cultă, educată. Și noi ne îndrăgostim de fața asta. N-ați întâlnit oameni care se spune, bă, nu-i pocăit, dar e mai bun ca un pocăit. N-ați întâlnit oameni care sunt ortodoxi și nu își lua niciodată nevastă. El e cu nevasta din tinereța lui și își vede din casa lui și nu pândește după alta. Sunt astfel de oameni. Pentru că firea pământească are o față bună, noi ne îndrăgostim de subtilitățile retorice, de educație, de cultura, de inteligența cuiva, da? Dar aceeași fire pământească are și partea cealaltă. Aceeași fire pământească. Și vei vedea că unul care 40 de ani a fost fidel la nevastă sa, la 60 de ani divorțează și o ia pe alta. De unde? Din firea pământească. Că firea pământească nu are numai partea frumoasă. Că și criminalii au milă. Fratele Vulbra spunea, criminali condamnați pe viață, rupeau pâine de la gură și răneau păsărele. De ce? Că le era milă din păsărele, știți? Dar au o parte bună, firea, și o parte rea. Dar acum, noi dacă umblăm călăuziți de fire, vom avea surpriza că dincolo de fața asta frumoasă, socială, educată, așa, vom avea răbufniri din partea cealaltă fire. Și Pavel vine și spune, nu umblați călăuziți de firea pământească. Doamne ajută în aceasta să umblăm călăuziți de Duh. Amin? Amin. Eu nu vorbesc de călăuzirea firii. Mi-am propus să vorbesc ceva de călăuzirea Duhului Sfânt ca un ajutor în sfințirea noastră, în mântuirea noastră. Și, în primul rând, trebuie să fie călăuzirea asta permanentă. E o mare problemă. Iacob la binecuvântarea fiilor lui Iosif spunea în Geneza 48,
Dumnezeu care m-a călăuzit din copilăria mea. În Isaia 64, până la cărunteța voastră vă voi călăuzi. Iar în Isaia 58:11 spunea, El te va călăuzi neîncetat. Îți va hrăni sufletul în locuri pustii și fără apă, va da iarăși putere mădularele tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor care seacă. Rețineți expresia, te va călăuzi neîncetat. Recomandarea mea este, nu fă nimic în viață fără călăuzirea Domnului. Întotdeauna cere sfatul Domnului. Și la școală, și în locația care o alegi, și în profesie, și în căsătorie, și în slujirea din biserică. Doamne, care este voia Ta? Când ești plin de Duhul Sfânt, vei înțelege foarte ușor care este voia lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de David, omul care a cerut sfatul Domnului. Când o arții clar, când oamenii voiau să-L înșeze, să-L ucidă cu pietre, El a strigat, adă-mi forul. Și a întrebat pe Domnul, să mă duc, voi avea biruință. Și Domnul spune, du-te. Și va avea biruință. David a fost omul care a întrebat pe Domnul, dar nu totdeauna. Făcea odată, a făcut somnul de amiază, s-a ridicat pe acoperișul palatului, s-a uitat în vale. Și la plajă sta o femeie tare frumoasă, care avea bărbatul dus la război. Și o poftit-o, o trimis un slujitor să o aducă să păcătuiască. Și eu spuneam, dacă ar fi strigat David, adă-mi efodul tăi. Adă-mi efodul să-mi întrebi Domnul, să mă pun cu Bașeva sau nu. Dar în momente de ispitire, nu mai întrebi Domnul. Asta e rău. Că umblăm călăuziți de fire. Dacă ar fi adus efodul, îi striga marele preot, David, este un păcat, nu ți-i îngăduit. De aceea nu faceți nimic, nu întreprindeți nimic până nu cunoașteți care este voia lui Dumnezeu. Când avem umplerea cu Duhul Sfânt, din umplerea asta avem decurge beneficiul ăsta. Voi n-aveți trebuință de cineva să vă învețe, spunea Ioan, căci ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Să ne dea Domnul ungerea asta, amin? Amin. Când vorbeam de metode de călăuzire, din Psalmul 143:10, nu? Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea ta cea dreaptă, am găsit mai multe forme în care Domnul ne călăuzește. Psalmul 73:24. 1. Tu mă vei călăuzi prin sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Prima metodă prin care Dumnezeu ne călăuzește este prin sfat. A doua metodă este prin îngeri și a treia metodă am numit-o eu prin anumite împrejurări sau circunstanțe. Hai să le luăm de rând, că nu predic mult. Călăuzirea prin sfat. Eram cu un frate, proroc, predicator, un om pocăit. Nevastă sa, la un moment dat, din cauza diabetului, a început să-i slăbească vederea. Era aproape o arbă. Cineva îi spunea, băi, nu-ți năcăji nevasta. Du-te la ea și operează. Altcineva îi spunea, nu te duci, că s-a dus cineva și nevastă s-a mai vedea un pic. După operație, a rămas o arbă total. Acum el vine la mine și spune, măi, oare ce să fac? Unii mă sfătuiesc așa, hai să mergem la un proroc. Îl sunt pe Liviu Jeliuc. Nu-i acasă. Îl sunt pe Mitică Franciu, îi cu Liviu Jeliuc. Mai sunt pe cineva, nu era acasă. Cunoșteam o soră la Ipotești, în care vorbește Domnul. Și spun, măi, hai până la sora Madalina. Femeia era relativ mai tânără, ajung, făcuse noaptea, întuneric, ajung la poarta ei, femeia dormea. El sta în mașină și omul ăsta, care el însă și proroc, dar am înțeles că una din caracteristici David, pentru proroc sau altuia. Și, deci nu mai știa pentru el să facă. Spunea, măi, ce să fac eu acum? Să mă duc la spital, să nu mă... Să spun femeie, l-au urcat de noapte cu copii mici, nu mi-am permis. E atunci în mine s-a întâmplat ceva, s-a produs ceva, și zice, măi, eu sunt pocăit. De ani și ani, pocăit, eu sunt botezat cu Duhul Sfânt. Unde e ungerea aceea care ne învață toate lucrurile? Unde e călăuzirea Duhului Sfânt care este în mine, dragii mei? Eu întotdeauna spun, Duhul Sfânt nu e un butoi gol.
care face gălăgie în trei sări de săruințe, răhnind străgăm asul de el și după aceea e nimic în adunare, nimic. Cum te îmbrăcai mai înainte așa și după aceea neascultare mai înainte să repete în adunare, liniște, tăcere, de mormânt, la rugăciune? Nu. Duhul Sfânt când ne botează, El ne umple, ne călăuzește. Cum? Mă vei călăuzi prin sfatul tău. Primul sfat îl întâlnim prin cercetarea Scripturilor. Timotei 3 cu 16. 2 Timotei. Toată Scriptura este însuflată de Duhul Sfânt și de folos. Să învețe, să mustri, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire pentru ca omul Dumnezeu așa mai departe, da? Deci prima dată sfatul lui Dumnezeu îl găsești în Scriptură. Dacă te hrănești cu cuvintele drepte învățături, 2 Timotei capitolul 4, da? Dacă te hrănești cu cuvintele acestea, când vei ajunge la ananghie, la strântorare, când vei ajunge în fața ispitei, Scriptura din tine te învață. Voi sunteți născuți din cuvânt. Voi nu puteți să păcătuiți din pricina cuvântului care este în voi. Dumnezeu a pus în noi Scriptură. Și în momentul când eu sunt ispitit, vine versetul din Scriptură și spune, fă așa, fă așa, nu-i voi așa. Cum stați cu cercetarea Scripturii? Și nu fac o pledorie pentru cercetarea Scripturii, să poate fi vorbit altă dată. Mie îmi place să îndemn oamenii să citească Scriptura. Dumnezeu să ne ajute în aceasta. Amin. Sfatul Domnului îl întâlnim întotdeauna în Sfânta Scriptură. Sfatul Domnului îl întâlnim prin descoperirile Duhului Sfânt. Prin vise, vedenii de noapte, dar cuvântul de descoperire, cuvântul de înțelepciune, darul prorocie, vorbirea limbii și tălmăcirea limbilor, sunt toate daruri profetice pe care vorbește Dumnezeu. Ai tu darul ăsta în tine? S-a vorbit personal Dumnezeu la cugetul tău? Că asta e foarte important. Eu iubesc lucrarea de prorocie, umplu proroce, merg la stăruință. Ultima adunare vizitată a fost o adunare de stăruință, câteva seri, în care toți care au intrat la stăruință au fost botezați de Domnul. Au fost un har deosebit. Îmi place lucrul ăsta. Dar când nu-i prorocul lângă mine, când nu-mi răspunde la telefon, eu chiar nu știu ce am de făcut. Păi știu, fraților, știu din Scriptură și știu din Duhul Sfânt care l-am în mine. Ați vrut să vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt. Când eu sunt plin de Duhul Sfânt, unul din beneficiile plinătății e călăuzirea care mă dă Domnul. Duhul Sfânt vorbește Duhul de mine, vorbește cugetul meu și mă învață ce să fac. Amin? Amin. Numai că noi trebuie să fim foarte sensibili la lucrarea Duhului Sfânt. Eu spuneam Psalmul cât cel vechi. Dumnezeu, da, Domnul vorbește. Dumnezeu e ca o stație, fie-mi permisă comparația tehnică, care emite 24 din 24. Lui Dumnezeu îi făcea plăcere în răcoarea dimineață, în fiecare dimineață vorbea cu Adam. Dacă eu nu-L aud pe Dumnezeu, vine la mine, nu la Dumnezeu. La El nu există o oră de audiență. Faceți o experiență. Treziți-vă noaptea asta la ora 2 și rugați-vă să vedeți că Domnul vă ascultă. Credeți asta? Treziți-vă dimineața la 4 și veți vedea că Dumnezeu nu doarme. Dumnezeu așteaptă rugăciunea ta. Faptul că eu nu-L aud pe Dumnezeu, e vinovăția mea. Pentru că eu nu mi-am acordat frecvența mea cu al lui Dumnezeu. El vorbește de sfințenie, eu sunt păcătos. El vorbește de lucruri de sus, eu sunt copleșit de acele din jos. Și de asta nu sunt acord cu Dumnezeu. Ar vrea ca Domnul să ne umple în seara asta cu Duhul Sfânt și să ne călăuzească prin Duhul Sfânt, prin sfatul Său, prin Scriptură, prin darurile Duhului Sfânt și prin oameni. Sunt oameni care ne pot sfătui, fie că sunt pocăiți, fie că nu sunt pocăiți, rețineți. Când neamurile nu știam nimic de doctrina mântuirii prin credință și erau frământate, frații de la Ierusalim, Fapte 15, au scris o scrisoare, le-au trimis-o prin doi oameni și-au citit-o și prin sfatul lor au călăuzit biserica dintre neamuri să știu ce au de făcut. În contemplare, un om al lui Dumnezeu extraordinar, împărat, o restabilit închinare adevărat, o prăznuit Paște, o reparat casa Domnului. Și acum, necomparatul
Egiptului, de oaste mare și pleacă la război. Dar pleacă împotriva lui Chelchemiș pe râu. Iosia iese înainte, cu scandal. Și faraon îi spune, ce am eu cu tine? Nu împotriva ta vin, eu lupt împotriva lui Chelchemiș pe râu și Domnul mi-a spus să mă grăbesc, nu, du-te acasă. Și Biblia spune așa, dar Iosia n-a ascultat de cuvintele împăratului Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că Domnul ne poate călăuzi și prin nepocăiți? Am să vă spun ceva, dar să rămâi aici pe noi, da? Când eram eu mai tânăr, m-am uitat prin adunare și mi-a plăcut de-o fapt. Cântăreață foarte bună. Vă spun? Măi, și mă gândeam, mă rugam Domnul așa, oare corect, oare cinstit, a făcut școală pe nu știu unde. E, ca băiat, așa. Nu, nu, la noi eu vin într-o biserică foarte conservatoare. Pentru că trei băieți au plecat în armată, cu valize la autobuz seara la 9, și trei fete au ieșit ca să-i conducă, numai să știe, e rămas bun, le-au pus deoparte. Așa, mă trebuie băieți, deoparte, gata, nu mai cântați în bun. E, deci aveam teama asta și mă tot gândeam, măi, să grăiesc, să nu grăiesc. M-a rugat Domnul să mă călăuzească, poate veneam de la București. Sunt un compartiment. Înainte de plecarea trenului, unul aruncă țigara pe rol, urcă în tren, vine la mine în compartiment. Liber, Domnul, liber. Și se dă, de unde ești? Ia Suceava. În Suceava, de unde? Îi spun eu, de unde? Și el mă întreabă, băi, o cunoști? Și îmi spune exact fata asta. Dar eu nu mă dau de glob, dacă spun o cunoști, vecină. Ară, noi, satul e mare. Dom'le, el îmi spune niște lucruri foarte urâte. Foarte urâte despre ea. Dar foarte adevărate, m-am convins că erau adevărate. Și mai merge pe trei, spune, hai, să și eu cobor aici. Coboară jos. Și eu mă gândeam, băi, înger nu a fost, că avea țigară în gură când a urcat. Dar cine e ăsta care mi-a spus tot ce mă interesa și din ziua cine m-am liniștit? Domnul ne vorbește prin oameni, numai dacă avem urechea mare. El ne călăuzește prin sfatul lui. Sfat prin Scriptură, sfat prin darurile Duhului Sfânt și poate veni un sfat. Nu mai vorbesc de oameni duhovnicești, dar și prin anumiți oameni, Domnul ne poate da sfatul său. Mergem la a doua metodă, prin îngeri și nu vorbim. Mergem la a treia metodă, că am spus că trece repede, prin împrejurări. În Deuteronom 32, versetul 12. Așa a călăuzit Domnul pe poporul său. Cum așa? Și citim versetul 11, Deuteronom 32 cu 11, spune ca vulturul. Hai să-l citim. Hai să-l citim. Deuteronom a spus eu 32 cu versetul 11. Îl citim ca să știm mai bine. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și poartă pe penele lui, așa că le-a auzit Domnul singur pe poporul său. Lângă Girola, lângă Pamplona, lângă Girola, mai încoace, este o crescătorie mare, o rezervație de vulturi. Am fost și am vizitat-o, vulturi a cărora din gură depășesc 3 metri și jumătate. Vulturi uriași. Un prieten de-al meu, pocăit, administratul la acele rezervații, o da mâncare la vulturi. Ne-am înarmat cu binoclu, ne-am dus pe vârful muntelui și au venit vulturi. Dom'le, ca niște puncte negri pe cer, așa se roteau, au văzut stârburi de acolo. Au coborât încet, încet și erau niște mamele de păsări mari. Eu am vrut să mă duc la ele, nu m-au lăsat frață ce l-am. Băi, nu mai e pe mine, că am și eu să de chiri, nu chiar de repădat așa. Dar frață de acolo mi-a spus un lucru. Vulturul ăsta, la deal nu poate să zboare. Dacă fui după el, îl prinzi. Avem gura la aripii prea mare și n-are cum să-și ia zbor. Dacă îl fugărești în vale, e mai ușor. Ei fac cuiburile pe stânci, în crăpături. Am văzut cuiburile lor, cu binoclu puternic. Și de acolo, ei numai să aruncă în gol, întind aripii și plutesc. Dar puii de vulturi sunt leneși și sunt fricoși, cât îți iei de vulturi. Și când ei cresc, îmbracă pene și nu vor să zboare, vulturul ăla bătrân ia cuibul și-l strică. Îl ia cu ciocul și le strică cuibul și ei rămân în aer. Și dau din aripi
și când nu mai pot, vulturul se așează sub ei, îi ridică pe înălții mari și iar îi dă drumul, așa îi învață să zboare. Vine Scriptura și spune așa, ca vulturul care scutură puiul, zboară deasupra puilor, zboară deasupra lor, îi întinde aripile și ia și poartă cu penele lui. Asta am numit eu călăuzire prin împrejurări. De ce spun asta? Un exemplu din Scriptură. Dumnezeu ne duce câteodată la noi să spune strungă, acolo unde sunt mult goi. Am de zile la umblat goi, da? Deci este un ocol mare și acolo când ceva nu mulge oaia, are o strâmtoare și ea trece pe acolo și acolo prinde numai decât. Dumnezeu așa creează pentru noi împrejurări în care ne duce în locul în care vrea El, pentru că noi n-am vrut să mergem la timp. Domnul spune așa, duceți-vă, voi veți primi o putere, da? Fapte capitolul 1, versetul 8 în jos. Și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Galileea, în Samaria și până la marginile pământului. Matei 28, 9. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Dar acum eu merg la adunarea din Ierusalim. Ce frumos era la Ierusalim, mai frumos ca la voi, iertați-vă. Ce har era acolo. Păi să-l auzi pe Petru predicând și explicând la frate cum merge el viață. Sau să-l auzi cum începe să plângă când în fața unei slujnici s-o lepădat. Sau să-l auzi pe Ioan spune că eu nu știu, dar noaptea cine am pus capul pe pieptul lui și am adormit. Să-l auzi pe Toma, să-l auzi pe Bartolomeu, să-i auzi pe ceilalți, pe Andrei, tot la predică. Și când se termină predica și le foame, spune, fraților, vă rugăm, coborâți un pic jos la masă. Aveau 7 diaconi și vine Prohor și cu Polonicu și Nicanor și Parmena și le dă mâncare. Unde să te duci după la margine pământul când e așa de frumos la Ierusalim? Și acum vine vremea scuturării cuibului. Și spune fapte capitolul 8 că o mare prigonire s-a pornit împotriva ucenicilor din Ierusalim. Și unul din ei, Filip, fuge în Samaria, propovăduiește cuvântul și împlinește cuvântul Domnului după ce i s-a scuturat cuibul. Și Domnul face minuni, tămăduiri, vindecări, oamenii botezați, vine și Petru și Ioan de la Ierusalim, pun mâinile, primesc botezul cu Duhul Sfânt. De ce? Așa i-o călăuzit Domnul. Le-o scuturat cuibul și o trebuie să zboare puii de vulturi. De multe ori noi avem trimiterile noastre. Ne place aici fanfara, ne place orchestra, ne place corul, suntem comod, ne place să stăm acasă și nu împlinim voia lui Dumnezeu. Și atunci Domnul vine și încăduie câte o furtună în viața noastră, dar prin asta ea ne călăuzește. Am vorbit de călăuzirea Duhului Sfânt. Nu de mult eram la o întâlnire cu tineri, erau peste 1000 de tineri și le-am spus ca o provocare. Mi-ar place să vorbesc de călăuzirea Duhului Sfânt în alegerea partenerului de viață. Că umplerea cu Duhul Sfânt te ajută și să te căsătorești, și să te mărești bine, și să te însori bine. Deci mie mi-ar place grozav să vorbesc de călăuzirea Duhului Sfânt în alegerea partenerului. Dar pe voi nu vă interesează. Și s-a auzit un cor, bă, da, atât 1000 de oameni au strigat. Și o trebuie să vorbesc de călăuzirea Duhului Sfânt mai departe în viața de familie. Eu mă opresc în seara asta aici. Aș vrea să mai facem o rugăciune ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt și în urma umplerii cu Duhul Sfânt să beneficiem de o călăuzire permanentă. Amin? În trăirea personală, în viața de familie, că dacă n-ai plinătatea Duhului Sfânt în viața de familie, sunt probleme mari. Tăti comitetele de la Vierea nu rezolvă problema ta. De ce? Că nu ești pocăit și nu ești plin de Duhul Sfânt. Și în slujirea bisericească ne trebuie călăuzirea Duhului Sfânt. Aș vrea privința aceasta, nu voi mai vorbi de modalitatea în care slujim altora. Te vei mântui pe tine. Umplerea cu Duhul Sfânt are acest beneficiu. Călăuzirea pentru mântuirea ta. Darurile Duhului Sfânt sunt pentru mântuirea altora. Poate vom vorbi altă dată sau poate niciodată. Dar acum aș vrea să facem o rugăciune, așa mă înțeles eu cu fratele păstor al dumneavoastră, și să rugăm încă o dată ca Duhul Sfânt să ne umple vasele noastre. Și ca urmare a umplerii noastre cu Duhul Sfânt,
Să vedem în Veda, la numărul 2, oameni călăuziți de Duhul Sfânt. Fete călăuziți de Duhul Sfânt, băieți călăuziți de Duhul Sfânt, bărbați și nevei, și femei, nepoți și bunici. Toți să fiți plini de Duhul Sfânt și călăuziți de Duhul Sfânt, ca să ne mântuim pe noi. Hai să ne ridicăm în picioare, ne rugăm. Eram la o întâlnire pastorală în Biserica din Piatra Neamț. Toți păstorii din Moldova erau prezenți. S-a dezbătut acolo o temă importantă și fratele Costică Șerban, președintele filialei, a distribuit ca și acum timpul și predicatorii. L-a predicat fratele și ultimul cuvânt îl va avea fratele Nicolae Ciuruc. Fratele Nicolae Ciuruc era un om cu multă experiență și este mai în vârstă, cu multă autoritate, președintele Comisiei de Disciplină pe filială. Nu vă spun că a fost în ori de cuvânt și păstorul îi place să vorbească. Și-a vorbit mult și unul și altul și altul și altul. Și la urmă, fratele Șerban spune, urmează fratele Ciuruc. Fratele Ciuruc, om din anul bun, și-a aranjat haina, a captat atenția, a tușit grav un microfon de două ori și a spus, amin. Și-a trecut în bancă. Că frate Ciuruc, ai spus ultimul cuvânt, dar pocăiți ultimul cuvânt e amin. Eu vă mulțumesc în numele Domnului că ne-ați primit, am înțeles că a spus o seară extra, de dragul părtășiei cu voi și de dragul părtășiei cu Domnul, vă mulțumesc și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Fratele păstor îmi spunea că voi veți sluji mâine împreună cu mine. Hai să facem măcar noi o înțelegere. Eu mă rog pentru slujirea voastră, și voi rugați-vă pentru slujirea mea. Amin. Și câștigul să fie pentru frați și pentru Domnul. Amin. Amin.